Bine ați venit în Comuna Beliș din județul Cluj. Mai bine spus, bine ați venit, rău ați nimerit. Rău pentru că aici sătenii au ajuns la sapă de lemn. Într-o comună cu atât de multe resurse, oamenii n-ar fi trebuit să-și facă griji pentru ziua de mâine. Și totuși își fac. De aici, zi lumină, sute, chiar mii de camioane încărcate cu cel mai de preț bun al țării, lemnul brut, au luat calea fabricilor de prelucrare și au umplut buzunarele tuturor celor implicați în cel mai mare tun financiar post-decembrist. Știm la ce vă gândiți. Încă o poveste despre băieții deștepți care au căpușat resursele și avutul țării. Însă, de data asta, dezastrul are și o față umană, iar implicațiile pe termen lung sunt dintre cele mai grave pentru țara noastră. Totul a început în toamna anului trecut. Mai exact, în 17 septembrie, când furtuna a făcut prăpăd în toată România. De la Timișoara la Cluj și până la București, toată țara a fost paralizată pentru 24 de ore. Dar niciunde urgia nu a lăsat în urmă un dezastru atât de mare ca în comuna Beliș. Zeci de mii de trunchiuri de copaci au fost culcate la pământ și de atunci zac în pădure neatinse, în vreme ce oamenii îngheață de frig în propriile case. Atât de mare e disperarea și sărăcia prin aceste locuri, încât, pentru unii săteni, dezastrul de astă toamnă a apărut ca un semn de la Dumnezeu. Poate tot de mila oamenilor, natura și-a făcut milă de ei, să ne dea măcar 10 metri cubi și nouă la populație. Am cerut să ne ajute să ia o legătură cu direcția de la Rom Silva Cluj și măcar 10 metri cubi din atâția mii de metri cubi când natura i-a pus jos. Angela Mihuț s-a mutat cu soțul ei în Poiana Horea acum mai bine de 10 ani. Au venit din Cluj cu speranța că aici vor duce o viață liniștită la bătrânețe. În schimb, au avut parte numai de necazuri și nopți nedormite în care au fost martori la un sistem bine pus la punct prin care zi de zi, noapte de noapte, copac cu copac, munții au dispărut sub ochii lor. Totul cu binecuvântarea celor care ar fi trebuit să oprească furtul de lemn. Totul până în ziua furtunii. Iar oamenii își amintesc cum însuși șeful de post escorta convoaiele cu lemn furat. Păi dacă vă spun că Filip conducea tirurile cu cherestea. Se încărcau tirurile la gatrele lui Filip și le conducea până le trecea Negreniu. Era antimergător. Cu mașina de poliție? Da! Era în fața lor. Așa se fura în zonă, mână în mână cu poliția, cu primarul și cu complicitatea cumpărată a celor care ar fi putut să-i oprească. Atunci când pădurea s-a prăvălit peste sat, localnicii au fost ferm convinși că vor avea de lucru și vor trece cu bine peste iarna grea. Însă acum câteva zile, când temperaturile au ajuns până la minus 22 de grade, disperarea i-a împins pe vieții oameni să-și taie gardurile și să le pună pe foc. Dar nici asta nu i-a scăpat pe cei mai nepăstuiți de ororile gerului. Am desfăcut un cotiț, iar aveți și salar de foc, nu se face. Pruncul ăla mic, am un prunc mic de 1 an și 4 luni, mi s-a obeteșit de la frig. A fost astăzi cu el la voiedință la internat. Nu gerul, ci corupția și nepăsarea autorităților locale au trimis copilul familiei Măruț în spital cu febră de 39 de grade. Legea le dă dreptul oamenilor din zonă să primească pe bonuri câte 5 metri cubi de lemn de persoană. Însă legea e una și ordinul primarului e altul. Era mai bine că mai ne dădea bonurile să ne mai descurcam cât de cât. Acum ce să faci? Nimic. Ultimul bon l-am plătit acum un an jumate. Am dat banii și n-am primit lemnul. Am fost la domnul primar în audiență și l-am întrebat ce se întâmplă. O zis că până când găsește o firmă să exploateze. Că cei din zonă nu sunt de acord. Miramaș că atâtea firme de exploatare din comuna asta și firme serioase, nu știu de ce nu vor să lucre cu primăria. În timp ce pădurea stă să cadă pe ei, oamenii nu și-au primit nici măcar lemnul plătit de anul trecut. Asta pentru că primăria nu face nimic. Faceți acum cunoștință cu Viorel Matiș, primarul comunei Beliș, cercetat în două dosare penale, dintre care unul pentru, ați ghicit, furt de lemn. Edilul ne explică de ce, vezi, Doamne, nu s-a exploatat lemnul doborât de furtuni. Toamna anului trecut, pot să zic că piața era un pic saturată de lemn. Am organizat mai multe licitații. Agenții economici, într-adevăr, nu s-au prezentat, deoarece, luând legătura cu ei, deoarece aveau
asigurat pentru ei materie primă și chiar nu au vrut să achiziționeze materiale noi de la noi. Într-o țară în care lemnul a ajuns mai prețios ca aurul, în care oamenii își riscă viața și libertatea pentru câțiva metri cubi, primarul comunei Beliș ne spune că piața ar fi supra-saturată și nimeni nu mai vrea lemnul lor. Mai mult, acesta recunoaște cu nonșalanță că se află în fața unui dezastru, dar nu pare să fie preocupat de găsirea unei soluții. După cum ați relatat și dumneavoastră, desigur, tot în toamna anului trecut, când a fost un dezastru, dacă pot să-i spun așa, atunci cu vântul și așa mai departe, într-adevăr s-au produs niște pagube foarte mari, a produs pagube mari, mă refer la fondul forestier care îl are primăria Beliș. O situație estimativă avem în momentul de față la în ceea ce înseamnă fondul forestier, avem undeva peste 20.000 de metri cubi care sunt doborâți din acea perioadă. Ceea ce înseamnă mult și chiar foarte mult. 20.000 de metri cubi de pădure doborâtă. Și astea sunt cifrele cele mai cuminți, pentru că nimeni nu a făcut până la această oră un raport complet al suprafeței distruse. Sătenii, oameni care cunosc pădurea mai bine ca oricine, spun că suprafața ar fi de 5 ori mai mare. Ca să înțelegeți ce înseamnă 20.000 de metri cubi de pădure doborâtă, imaginați-vă că numai pentru transportul lemnului ar fi nevoie de cel puțin 1.000 de camioane. Asta ar însemna sute de locuri de muncă pentru localnici și lemn de foc cât pentru 3 generații de acum înainte. Pe scurt, o gură de oxigen și o speranță la o viață mai bună pentru sătenii din Beliș. Nici o sursă de venit nu au. În satul Poiana Horii sunt 5 sau 7 locuri de muncă. Atât. Preotul, învățătorul, educatoarea și 2-3 pădurari. Restul cu ce trăiesc? Nu au de unde să aibă o sursă de venit. E foarte greu că sunt familii tinere care au copii la școală. Nu au bani să plătească un internat, nu au bani să le dai la copii să aibă un transport să vină acasă sau să meargă la Cluj. Nimeni nu se gândește la asta. Nimeni nu s-a gândit. Am mers să vedem cu ochii noștri cum delăsarea și corupția sunt mai dăunătoare decât urgia naturii. Ce am găsit la fața locului a fost de-a dreptul șocant. Avem aici un lemn de aproape 20 de metri culcat la pământ, efectiv și acoperit de zăpadă. Lemnul acesta, imediat după ce o să se topească zăpada și dă căldura, va fi atacat de insecte. Dintr-un astfel de lemn, o familie poate sta la căldură, bine mersi, timp de 2 săptămâni. Uite! Cu un dezastru ecologic la ușă, o comunitate sărăcită și dezbinată, primarului îi arde de cumpărat steaguri pentru centenar. Am intrat cu camera pornită în primărie, hotărât să obținem răspunsuri clare cu privire la situația disperată a localnicilor. Am nimerit chiar cu câteva minute înainte de ședința în care s-a aprobat bugetul pe anul în curs. Ceea ce aveam să descoperim pare rupt dintr-o piesă de caragiale. Achiziții servicii topografice, 10.000 de lei. Tipografice, pardon, nu topografice, tipografice. Aici ce? Ce înseamnă? Tipografie. Ce? Facem poze, ce? Tot felul de pliante care trebuie pentru înștiințare, pentru mai multe cărți care nu le avem. Achiziții, servicii auxiliare, achiziții publice, 50.000. Serviciu de consultanță în domeniul achizițiilor publice. Deci aici, domeniul de consultanță. 50.000? Da. 500.000. Cel mai ieftin steag e 20 de lei. Cel mai ieftin care ține, ați văzut, aci pot să vă aducă la 2 săptămâni să schimbă steagurile, că se rup, nu știu de ce. Ăla e cel mai ieftin de 20 de lei. 70.000 de lei. Atât vrea să cheltuiască primăria Beliș pe steaguri anul acesta. La un calcul simplu, asta înseamnă 3.500 de steaguri, adică 3 pentru fiecare locuitor din comună. Dacă le-ar lega între ele, steagurile le-ar ajunge să acopere drumul plin de gropi de la Beliș la Huiedin. Mai mult, când am verificat prețurile cu cele ale altor furnizori din România, am aflat că primăria va plăti cel puțin dublu pentru fiecare steag achiziționat. Asta în timp ce bieții oameni au venit la ședință să-l roage disperați pe primar să creeze locuri de muncă în comună. De ce să aducem o firmă, nu știu, de unde să ne exploatezăm o pădure și noi nu avem ce lucra? Eu am vrut, domn primar, am vrut, sincer vă spun, să fac firmă de exploatație. Eu nu permit, cum îi lași la momentul de față, să plătesc
doi angajați să plătesc 16 milioane pe lună dacă nu produc nimic. Nicio șansă nu au nici consilierii locali să se opună deciziilor primarului de a cheltui banul public după cum îl taie capul și îi dictează interesul propriu. La Beliș, ședințele primăriei se desfășoară ca în Coreea de Nord. Dar neștiind de noastră ceea ce vă spuneam adineori, nici de astea nu știați și nici de curea nu știți, că nu vă informați, sau vă informați greșit de unde vă informați. În momentul în care spuneți ceva, să spuneți corect. Nu este permis așa ceva, îmi cer scuze că... Consilierii primesc doar o invitație la ședință, fără să cunoască ce urmează să voteze sau ce hotărâri vor fi aprobate. Primarul le pune hârtiile în față în timpul ședinței. Consilierii le citesc și le aprobă fără să scoată un sunet. La ieșirea din sală, avem și confirmarea acestei situații halucinante chiar de la unul dintre consilierii apropiați primarului. Nu puteți să votați un proiect de hotărâre fără să aveți documentele în față. Ați votat astăzi 6 hotărâri revocarea lor. De unde știți că exact ceea ce v-a spus primarul e conform cu realitatea, dacă nu aveți hârtia în față? Pentru că am avut-o în față când am aprobat-o. Cum ați avut-o în față dacă dânsul v-a citit de pe o foaie despre ce era vorba și nici... Am avut-o în ședințele anterioare când am aprobat-o. Și le-ați ținut minte de atunci exact toate cele 6 hotărâri? Mi le mai spuneți o dată? Păi nu pot să vă spun numărul. Deci nu contează numărul, contează conținutul. Unde le-ați văzut, dacă nu erau prezente în ședință, pe masă? Păi le-am văzut în ședințele anterioare. Păi nu era prima dată când au fost puse pe ordinea de zi, acum? Asta cu exploatarea lemnului pentru anul 2018 s-a mai pus în discuție și în 2017? Păi nu s-a pus, s-a pus ăsta, în ședințele anterioare, la fiecare partidă s-a ales praful, așa cum se alege zi de zi de fiecare comunitate căpușată de baroni locali, lăcomie și deznădejde. Mai mult, unul dintre angajații primăriei, care nu a dorit să-și dezvăluie numele de frica primarului, ne confirmă cele mai sumbre bănuieli legate de modul în care edilul șef Viorel Matiș punea presiune pe angajați să încalce legea în numele interesului propriu. Da, au fost acte pe care primarul nu a dorit să le înregistreze, de exemplu unele facturi care chiar sunt importante. De când a venit primarul ăsta nou, majoritatea facturilor nu mai sunt înregistrate. Eu l-am auzit cum i-a cerut secretarii să nu înregistreze anumite facturi. Femeia a fost martoră la nenumărate astfel de episoade, însă unul dintre ele i-a rămas întipărit în minte ca cel mai clar exemplu de abuz și intimidare din partea primarului. La mai toate ședințele sunt conflicte între primar și consilier. Știu că odată a mers la secretare și a cerut să revoce o hotărâre cu 2 minute înainte de ședință. Ceva cu o hală de procesare a lemnului de la Bălcești. Femeia a spus că nu poate să facă asta pe loc, că ei trebuie raport de comisie, raport de specialitate și a refuzat să-i o semneze. Și atunci a început să țipe la ea. Cum adică nu-mi semnezi tu mie hotărârile? Secretara nu a semnat și, din câte știu, a făcut un referat cu obiecțiune la prefectura care i-a dat dreptate. Lămuriți cu felul în care Consiliul Local înțelege să-și servească aleșii, am încercat să dăm de unul dintre localnicii care au participat la ședință. Contactat telefonic, bărbatul care la ședință era gata să demaște corupția, ne spune că, dintr-o dată, lucrurile s-au schimbat. Domnul Todea, Mihaela de la NCN sunt. Ne-am văzut ieri la ședința de Consiliu Local și am văzut că ați avut câteva intervenții foarte, foarte punctate. Am dorit să vorbim mai multe cu dumneavoastră despre ce probleme sunt cu lemnele aici în comună. Am discutat ieri și am avut de spus, v-am spus acolo ieri la ședință. Nu ne dați un interviu în general despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Dacă știți destul de bine ce s-a întâmplat și ați văzut și dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți mult mai îndrept să afirmați acest lucru decât noi. Noastră sunteți aici. De ce sunt mult mai îndrept? Dar a fost acolo mai mult sau nu mai mult. Deci nu, că rămân la aici și, nu, ieri poate era altceva, da? Astăzi i-a mai calmat un pic ieri până astăzi. Ce s-a întâmplat? Între timp, ce s-a schimbat? Astfel că în 7 decembrie 2016, primăria Beliș a încheiat un contract de livrare și instalare sisteme de iluminat stradal cu Telecom România în valoare de 338.250 de lei. Am obținut o copie a contractului și nu mare ne-a fost mirarea să descoperim cât de încurcate sunt căile domnului când vine vorba de iluminatul public. Vorba aia, să fie lumină. Telecom, la rândul ei, a subcontractat lucrarea unei firme din Sibiu, Trendtel. Firma nu are site funcțional, ofertă de prețuri sau catalog de produse, însă a reușit performanța de a vinde
primăriei din Beliș 158 de becuri de 45 de vați la un preț de 10 ori mai mare decât orice altă ofertă disponibilă pe piață. Am luat legătura cu administratorul firmei Trendtel și am încercat să înțelegem cum o firmă de apartament fără site sau oferte publice a reușit să intermedieze un contract atât de bănos între unul dintre cei mai importanți operatori de telefonie de pe piață și una dintre cele mai sărace comune clujene. Da. Mihaela Trif de la NCN TV vă deranjează. Lucrăm la un material despre o lucrare pe care dumneavoastră ați efectuat-o în comuna Beliș anul trecut prin firma Trendtel. Și am avea câteva întrebări, dacă sunteți dispusă să ne răspundeți la ele. Da, nu știu ce lucrări. Vorbim despre un contract, livrare și instalare sisteme de iluminat stradal. Așa, da. Vă mai amintiți? Eu n-am făcut. Păi, firma noastră apare. Noastră vindeți becuri? LED? Prin firme terțe, da. Noi am încercat să intrăm pe site-ul dumneavoastră trendtel.ro și pare un site gol, site care e în lucru. Deci, firma Trendtel este partener Telecom. Firma Trendtel are un contract semnat cu Telecom. Prin acel contract, Telecom îi dă voie să vândă aceleași servicii și aceleași produse pe care le promovează și le vinde Telecom pe piață. Deci, dumneavoastră vindeți becuri? Nu eu vând becuri. Firma terță vinde becuri. Și cine este firma terță aici? Sunt anumite firme terțe cu care Telecom are contract. ICO, multe firme terțe. Eu am înțeles că Telecom avea contract cu dumneavoastră și eventual dumneavoastră aveați mai departe mijloacele necesare să furnizați aceste becuri. Acolo nu a fost o licitație, a fost atribuire directă. S-a încadrat Telecom în suma care e pe legea 98. Cred că firma a calculat suma. Sumele sunt enorme. Acesta e adevărul. Suma aia de pe contract, nu mai știu exact cât era, dar mi s-a părut foarte mare. Primarul se ferește de noi, de angajații din primatii. Așa, nu știu cu cine se întâlnise din Telecom. Întâlnirile astea nu sunt consemnate undeva într-un tabel. Edilul a reușit performanța să achiziționeze unele dintre cele mai scumpe becuri din istoria iluminatului public din România, fără să se gândească nici măcar o clipă că la el în localitate sunt oameni care nici măcar nu au curent electric în case. Familia Matiș locuiește în vârful muntelui, acolo unde politicienii ajung doar când cerșesc voturi sau se duc spre cabanele luxoase de pe Valea Arieșului, la partide de vânătoare și întâlniri restrânse. Din bolizii luxoși, casa familiei nu se zărește prea ușor. Și asta pentru că oamenii își duc traiul de pe o zi pe alta cu doi copii fără curent electric. Cam 2 km, nu mult. Și când e ultima dată când primarul a fost aici să vadă în ce condiții trăiesc aceste dacă câteva case? Acum nu știu că nu l-am văzut. Eu habar n-am. Cum? Nu l-am văzut. A putut fi că e mămoși. Atunci, numai de 2 ani, când să-l votăm. Atunci. Când atunci, hai da. Dar ias nu l-am văzut. Și ce spune atunci? Băi, ce spune ca oricare când, hai votați că face, rezolvăm. Cei doi copii, Nicolae și Ispas, merg la școală și au ajuns la vârsta la care încep să înțeleagă ce înseamnă sărăcie, Lucie. Până și profesorii văd că în ochii micuțului lumina speranței s-a stins de mult. Sau, mai bine spus, n-a fost niciodată aprinsă. Dacă aș avea curent și un calculator mâine, v-ar folosi la școală? Ne și folosește pentru lecturi suplimentare. Să ne dau și să citim de calculator. Dar le dau la cei care au curent și calculator internet. Am fost frig în școală și nu am stat atâta la școală la ore și m-am lăsat mai repede. Nu au fost lemne sau de ce? Nu au făcut foc și de foc. Nu, am fost la primărie. Cu o dată banii lemn de foc la primărie. M-am dus după ei, hai să mă duc să-l întreb, să vedem cum stai cu dreptul. Ce mormântare, ce ați umblat cu lumânările, ce mormântări au fost pe acolo la voi? A primărea și mie că am vrut să zic ceva, dar nu-l cunosc persoana. Dacă nu-i corect, cu ce? Că vă-l bagam, că vineam, că oricum am spus că vă rezolv. Atât am întrebat. Când? Când?
Când vine de la școală, Nicolae, care vrea să se facă polițist și să-i prindă pe hoții de lemne din sat, își aprinde o lumânare, deschide caietul și, chiorându-se la buchiile din manualele jerpelite, desprinde taina educației, singura lui șansă să scuture sărăcia și deznădejdea din suflet. Destinație finală, România 2018. La 100 de ani de la Marea Unire, când se îndrugă discursuri care mai de care mai pompoase despre măreția națiunii, avem copii care învață la lumina lumânării și alții pe tabletă. Suntem mai divizați ca niciodată, iar diferența nici că se simte mai bine ca în casa mică, dar îngrijită a familiei Dumitru. Pus la o familie fără curent că și-au prins lumânarea pentru că au mort în casă? Nu. Se poate? Nu. Nu. Am relatat faptul că la persoana respectivă l-am întrebat, eu nu l-am văzut și l-am întrebat, cineva spusese că și-a pus o poză nu știu pe unde și l-am întrebat în momentul ăla ce s-a întâmplat cu lumânarea respectivă, de a pus lumânarea. Mi-a relatat faptul că a fost pus de o altă persoană să facă acel gest. Nu știu, nu comentez. Într-un raport care nu este încă public, Curtea de Conturi a confirmat o mare parte dintre abuzurile primarului și vorbește de multe alte cheltuieli nejustificate. Una dintre ele ne-a atras în mod special atenția. Cheltuielile de transport ale edilului. Atât de mult s-a primat cu mașina primăriei, încât auditorii Curții de Conturi au calculat că mașina ar fi trebuit să circule 24 de ore din 24 ca să justifice toate deconturile de motorină. Curtea de Conturi a constatat problema cu motorina și după s-a făcut o hotărâre de Consiliul Local prin care s-au modificat litrii de motorină pentru fiecare mașină a primăriei. Practic, i-au tăiat benzina. Înainte erau 75 de litri de motorină sau benzină pe fiecare mașină pe lună. Ăștia de la Curtea de Conturi au spus că s-a circulat 24 din 24 la primărie. Înseamnă că se circula zi și noapte. Din inima pădurii am venit la Garda Forestieră Cluj, singura autoritate care ar fi putut rezolva problema pădurilor doborâte de la Beliș. Deși am formulat mai multe cereri de interviu și am cerut informații legate de activitatea concretă a instituției pe care o conduce, directorul Gheorghe Moale a refuzat să stea de vorbă cu noi. Așa că am mers cu camera ascunsă în instituție ca să vă arătăm cum sunt tratați cei care pun întrebări incomode. De la intrare am fost luați în primire, iar când domnului director i s-a comunicat că o echipă de jurnaliști ar dori un interviu, acesta s-a închis în birou și n-a mai fost de găsit. Ceea ce urmează nu mai are nevoie de niciun comentariu. Domnul inspector șef a zis în felul următor. Să-i solicitați să scrieți că el are trac. Nu pot să te intervine. Nu trebuie să vorbim cu dânsul. Personal. I-am făcut și solicitarea scris separat. E aici? Da. Teoretic ați primit-o pe mail. Haideți, domnul director, doar câteva întrebări avea. Nu e nimic din ce nu știți. Nu știu cu cine am discutat, am spus că nu dau interviu. Director, doar câte v-am spus, nu trebuie, dau interviu. V-ați înțeles ce v-am spus? Foarte frumos, dânsul m-a înțeles perfect. Și asta vreau să vă solicităm în scris. Nu vă fac... Vorbim de dezastru de la Dar nu mă interes. Dar nu mă interes. Spuneți ce. Dar nu, eu nu vă dau vreau să intervin direct pentru că am pățit-o de cursul vremii. Am avut emoții, n-a ieșit nimic. Pe de altă parte mi-au fost răstămăcite vorbele în fel. O să vă dau răspuns la aia ce doriți pe întrebările puse. Nu. Dacă doriți așa... Dar nu mă puteți obliga să vă dau. Dar de ce nu vreți să vă obligați? Arătați-mi legea care mă obligă să vă dau. Deci dacă s-a plecat, dacă s-a făcut înregistrare și mă folosiți, de-aia vă dau judecată că ați făcut-o fără acordul meu. Ați auzit bine, pentru că am îndrăznit să întrebăm despre situația de la Beliș. Am fost dați afară și amenințați cu judecata. Însă nu înainte să observăm că pe masa unia dintre inspectori se lăfăiau materiale promoționale de birou cu sigla Schweinhofer, una dintre cele mai controversate companii de achiziție și prelucrare a lemnului din România. Compania a fost acuzată în nenumărate rânduri de către organismele internaționale din domeniu de achiziționarea lemnului tăiat ilegal și este considerată una dintre cauzele principale pentru care s-au distrus pădurile românești. În condițiile în care Schweinhofer are acces la directorii din Garda Forestieră și își afișează sigla în interiorul instituției cu nonșalanță, nici măcar zicala lupul paznic la oi nu e suficient de puternică pentru a descrie gravitatea situației. Mesajul pe care îl transmite această imagine este unul de sfidare, corupție și complicitate între mari jucători de pe piață și oficialii de la cel mai înalt nivel al statului român. În ciuda solicitărilor scrise către Garda Forestieră, Ministerul Apelor și Pădurilor, Primăria Beliș și către orice altă autoritate implicată, nimeni nu a răspuns până la difuzarea acestui material.
material. Toată lumea încearcă să îngroape povestea sub omătul greu aștenit zilele trecute, însă experții și localnicii avertizează că există un potențial și mai mare de dezastru dacă nu se face ceva urgent. O să înceapă să putrezească. Sau cum se spune, pun pădurarii, dă gonganiel. Este o insectă care intră sub scoarță și începe și o găurește și... Greu se va scoate și din pădure. Pentru că și aici mă gândesc că a fost o metodă, nu știu a cui mână sau nu pot să spun, din septembrie și până în noiembrie, să nu reușesc să inventariez lemnul din pădure. Foarte târziu s-a apucat de inventarierea lemnului. Pe urmă, imediat a venit zăpada. Toate merg foarte, foarte prost. Cine are de câștigat în ecuația aceasta? Pe cei care au interesul. Ei câștigă. Că ei știu de ce au interesul ăsta. Populația oricum nu are de câștigat. M-a de pierdut. Își pierd lemnul din localitate. Își pierd banul, cum s-ar zice, cu care ei trăiesc. Îl duc alții. Și cu ordinul altora. Nu știu de ce nu se gândesc. Pentru că toți cei care iau decizii bănuiesc că au salarii bune, bănuiesc că au un trai bun, bănuiesc că au condiții bune, dar nu se gândesc la cei de jos care o duc destul de greu. Odată cu venirea primăverii, în câteva săptămâni, insectele vor ataca lemnul doborât, iar restul pădurii sănătoase din împrejurim se va îmbolnăvi în decurs de câteva zile. Însă nimeni nu pare preocupat de catastrofa ecologică ce ne paște. Dacă vă întrebați ce viață grea duce primarul, vă amintim că acesta făcea naveta cu mașina primăriei zilnic până la vila sa din comuna Florești, o casă imensă cu porți automate și sisteme de supraveghere. La 6 luni de la dezastrul cauzat de furtună, cioturile copacilor doborâți zgârie cerul și refuză să fie acoperite de zăpadă până nu-și spun povestea. Zilnic se tenie din veliș privesc prin ferestrele caselor înghețate la pădurea repezată și rămân la fel de mulți și împietriți ca siluetele mutilate de urgia naturii și abandonate de corupția oamenilor.